toate bune și frumoase. Ne-a luat neamărind repede, așa, cu mâncarea în gură, cu plăcinta în gât, că era să mor ca albă ca zăpada. Și am urcat cu toții, cu Jean, cu Adriana, cu neamărin, să mergem la omul ăla care face lespezi. Acum a început nebunia după lume. Alo? Acum, fii atent, suntem la asfalt, ne bagă pe un drum forestier, la dreapta, mergem pe ăsta, da? Păi e asfalt, nu-i forestier. Nu, păi, nu ieșim din asfalt, nu? Asta ajuns la podul ăla unde se repară, e un excavator. Am întrebat șoferul, am trecut de podul ăla, da, neamărin, am trecut podul. Dar nu trebuie să treceți podul, nu-ți devale aia în dreapta pe asfalt. Deci stai așa, la unde e podul ăla, cu excavatorul, unde e podul cu excavatorul, facem dreapta, nu? Facem stânga acum, că mă facem stânga. Acum când ne întoarcem, cum facem când ne întoarcem? Ne aflăm într-un loc, uite așa, unde ați trecut de pod? Eu n-am fost atent, șoferul a zis, am trecut de pod. Ia mă, cole, vorbește. Unde sunteți acum? Sunteți la un nou forestier? Pentru că am plecat fără să avem un share location. Noi am plecat după ce ne-a zis el stradă, înainte, dreapta. Și acum GPS-ul mă pune să fac undeva la dreapta cu un drum forestier. Fac la dreapta? Drum de piatră. Păi dacă ați trecut de pod, acum imediat la dreapta. Așa era că trecusem, imediat la dreapta. Bă, hai dă-i drum pe drumul ăsta. Și am plecat. 40 de minute, așa a fost. Ficatul mi-a ajuns aici, inima în partea asta, în altă. Rinichi era undeva pe aici. Deci din asfalt, drum de piatră. Drum prost, mai prost, mai prost, mai prost, mai îngust, mai îngust. Și la un moment dat s-a înfundat drum. Acum ne face stânga aici, pe loc? Da. Și unde? A zis el că n-ajunge acum. Și a dat un ne-a dat pe GPS. Și nu vrei că să știi că suntem undeva, dar ne-am blocat. Eram patru mașini în coloană. Neamărine, neamărine, pune-le pe deal. Mine. Ziua noaptea, pădure, pune-le pe deal pe mine. Dacă nu o pui pe mine, pune-le pe deal pe tine. Eu eram în prima mașină. Când am văzut că se înfundă drumul, bă, zic, nu se poate. Poate aici să întorci. Cum să întorci? Pentru că nu erau decât 4 metri maxim. Aici râpă și aici garduri. Auzi? Hai să deschidem poarta lui, nu putem? Nu putem. Dacă nu poți deschide poarta, nici poți să ia, deschidem o ușa. Nu e bine. Și acum trebuie să dăm cu spatele? M-am dat jos, m-am dus la prima poartă, poarta încuiată, m-am dus la poarta mică, am intrat, a ieșit un domn. Bună ziua! Ne cerem scuze! Cred că dormea, dar cred că era și sub bahus ceva, că s-a speriat când ne-a văzut, când ne-a văzut 20 de oameni la el la poartă. Ne-am blocat aici, ne dați voie să întoarcem și noi mașina? S-a uitat la mine așa, dă înapoi! Cățelul mușcă, poți să-i lasă că te face dâns. Norocul că a pus el mâna pe porțile mari și cum a făcut, că a rupt încuietoarea. Da, a rupt-o și a rămas poarta închisă. S-a rupt ăsta. Aole. Și nu mai merge? Stai, scoate tu mașina de aici. M-am crezut că turbez. Mamă, cum să faci asta? Am tăiat tot, am pus toate condimentele în ceaun, le-am făcut frumos. Trebuia să fiarbă vreo 4 ceasuri. O rămas că venim seara și mâncăm. Tăți, acolo. Tăși că mi-a trimis neamărin numărul la domn. Să trăiți! Luna! Vorbeam cu neamărin, cred că, la telefon. Ei, vorbiți cu el în continuare. Eu sunt varianta mai bună și mai tânără al domnului Barbu. Meștere, am zis că trebuie să venim până la dumneavoastră ca să vedem exact ce, cum și în ce mod să ne ajutăm reciproc. Îmi dați și mie o adresă? Venim maxim jumătate de oră. Cel mult. Bine! Să trăiți! Toate cele bune! Doamne ajută! Uitați, să salută și Cosmin! Nu știu dacă știți. A închis, bă, când a zis că a închis, bă, nene. Ca să-i spui, mă, că ești de aici 200 de km mai sus. Vezi, mă, că e de-al tău, ardelean ăsta. Stai. Ăla-i. Stai să-i bag pe aici. Ia stai. Stai așa, stai să-i dau cu ceva.
Dă-te, domnule, la o parte, te rog eu frumos. Am luat un pietroi, am pus acolo, bam, când i-am dat una, a zburat fierul ăla. Când am văzut să deschise aia, m-a liniștit. Dă-te, domnule, la o parte, am deschis porțile. Porțile se deschideau în afară, nu interior. Vino, 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 stop! Stop, dă-te înapoi un pic. Un pic înapoi. Stop! Mult! Mult, 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 dai! Du-te sus, acolo undeva. Ne cere mii de scuze că vă deranjăm. Merge! Am rințipa, acutare. L-am văzut că se ținea de gard. Haolo, mereu, ce mi-ați făcut? Ce aia? Eu cred că ne-a băgat în curte să pună lespedea pe noi. Nu, cred că ne-a băgat în curte să aceea. Nu, nu pot să întoarc. Și ne-am dat seama că nu pot să ia viraj mașina să bage aici. Mamă, ce fac? Băi, veniți jos să scoatem poarta asta. Băi, ascultați-mă. Hai scoatem poarta asta din... M-am uitat, am văzut o scândură lungă așa. Dom'le, lasă-mă să scot porțile din balamale. Cum, dom'le, se scoate? Lasă-mă, dom'le, bagă-mă acolo, hai-mă cu toți. Haideți-mă, lăsați-mă cu vrăjeală de-asta. Bagă, hai, sus cu toți, sus. Dă-o de aici. De aici am luat aia, bang. Am scos poarta, am dat poarta la o parte, păi am deschis-o, băgați-mă mașinile în curte. Ăla a rămas blocat omul, n-am mai știut să zic. A zis, domnule, poate ăsta e nebun, să-i mat astea. Să-i mat ale astea, fierle. Sunt ale matale, să le pun. Nu vrea să crede că m-a cunoscut, cum adică ne-am arin la el în curte și îi rupe porțile, deschide tot, devastează casa. Virează maxim! Nu pot. Maxim! Am început să întoarcem mașinile. Când ne-am chinuit aici să întoarcem mașinile? Doamne Dumnezeu! No! Stop! Mai dai, Florin! Dai! Ia maxim așa că a trecut... Dai un milimetru, mai dai 3 milimetri în față, 5 milimetri, ce... De-abia am reușit să întoarcem mașina. Mai! Așa, dai, maxim, dai! Dar noi, de fapt, întoarcem mai, nu? Mm-hmm. Doamne Dumnezeu! Ne mai trezim și în apa asta. Am râu așa. Stop! Doamne, am scăpat cu viață. Să te ce să întoarcem? Nu înțeleg. Că nu este drumul. Dar cu spatele de cine a dat? Ce nu mai vreau acasă? Am întors mașinile și dă-i. Dacă mă tai acum, nu curge sânge de mine. Hai, mama mea.